Bună seara, dragi telespectatori! Sunt Aura Stoienescu și astăzi v-am adus o invitată specială. De ce? Pentru că am primit foarte multe telefoane după ce am mai avut-o odată invitată pe doamna doctor Mihaela Pungan, medic primar, neurolog. Bună seara, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Mulțumesc pentru invitația din această seară! Cu mult drag și am făcut-o pentru că, într-adevăr, telespectatorii, după cum vă amintiți, au fost extrem de interesați. Curgeau mesajele, putem și acum în continuare să luăm mesaje la 0766314582. Puteți da mesaje, am telefonul aici, le citim pe post. Întrebări pentru doamna doctor, care sunt legate de neurologie. Data trecută am vorbit despre cum mergem, când mergem la neurolog. Tot asta e tema noastră de astăzi, dar ne axăm pe bolile cerebrovasculare. Da, data trecută am discutat așa în general, mai mult despre hernia de disc, pentru că era așa o temă de actualitate la momentul respectiv. Astăzi o să vorbim despre un subiect mai important și cu conotații mai ample, despre bolile cerebrovasculare și în special despre accidentele vasculare cerebrale. Și o să vă spun și de ce e important să discutăm despre asta, pentru că bolile cerebrovasculare reprezintă a doua cauză de mortalitate la nivel mondial după bolile cardiovasculare și reprezintă prima cauză de dizabilitate și cei mai mulți bani care se investesc și care se cheltuie în toate sistemele sanitare din lumea asta se duc pe recuperarea pacienților cu accidente vasculare cerebrale. Și de asta este important că atât pentru oameni, pentru familii, pentru pacienți în sine, cât și pentru comunitățile din care provin acești pacienți, este important să prevenim accidentele vasculare, să nu ajungem să cheltuim aceste resurse, nu numai financiare, și resurse fizice, psihice și, bineînțeles, foarte important, economice. Și mai ales că de foarte multe ori duc la pareze sau poate chiar la moarte, nu? Păi, tocmai acesta este scopul, deci a doua cauză de mortalitate la nivel mondial și de dizabilitate prin deficitele neurologice, prin paralizii, prin pacienții ies din câmpul muncii, devin o povară pentru familiile lor, rămân imobilizați la pat, nu mai pot să muncească, devin doar o sursă de cheltuială, ei nu-și mai pot susține familiile, ci doar cheltuie resurse. Și cred că au și o problemă, chiar vorbeam cu cineva, povestea despre altcineva care tocmai avusese un accident vascular, din fericire s-a recuperat, cât s-o fi recuperat, n-aș putea să spun, dar atunci, imediat după accidentul vascular, nu mai putea vorbi și am înțeles că plângea continuu, deci se simțea deja o povară de a doua zi de după accidentul vascular. Deci, probabil că se pică și în depresie. Aceste lucruri aduc și după ele și depresie. Discutăm pe rând despre toate aceste lucruri, că asta este scopul acestei întâlniri. Exact. Aș vrea să mergem la cauze. Deci, de ce se face accidentul vascular cerebral? Foarte important, pentru că controlând aceste cauze, practic prevenim accidentele vasculare. Factorii de risc ai accidentelor vasculare se împart în factori nemodificabili și factori modificabili, adică factori pe care nu putem să-i modificăm orice am vrea noi să facem și factori pe care putem să-i modificăm și asupra acestora se îndreaptă, da, e ținta tratamentului și prevenția noastră. Factorii nemodificabili sunt vârsta. Pe măsură ce îmbătrânim, riscul de accident vascular crește și, așa cum zicea și academicianul Constantin Popa, îmbătrânim pentru că ne îmbătrânesc vasele de sânge și odată cu înaintarea în vârstă, riscul de accidente vasculare, de infarcte miocardice, de boli vasculare crește. Al doilea factor nemodificabil este sexul. Bărbații au un risc de accident vascular mai mare decât femeile. Poți să întreb de ce? Datorită constelației genice. În principiu și bărbații fac accidente vasculare la vârste mai mici decât femeile, mai tinere decât cam femeile. Cam la ce vârstă? De la ce vârstă există cea mai mare frecvență? Da, după vârsta de 50 de ani. 50-55 de ani. Și începe la femei? La femei, odată cu instalarea menopauzei, după menopauză, când genetic, când endocrinologic sunt cam asemănători femeile și bărbații.
și devin egali factori, așa de risc, să zicem. Da, da, da. 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 Și bineînțeles, încărcătura genetică, fiecare ce moștenește, dacă avem în familie părinți, bunici cu, cu accidente vasculare, riscul de accidente vasculare crește, sunt factori genetici legați de riscul de trombofilii, de coagularea sângelui, la unii oameni sângele se mai scos decât la alții. Sunt factori pe care nu putem să-i modificăm. Factorii modificabili sunt, bineînțeles, stilul de viață, hipertensiune arterială în primul rând. Deci, pe primul loc, ca factor de risc pentru accidentul vascular cerebral, este hipertensiunea arterială, pe care o mai numim și ucigașul tăcut, pentru că nu o simțim, nu ne deranjează. Uneori unii dintre noi se mândresc că, vai, eu stau și pe 200 și nu am nimic, nu simt nimic, mă simt foarte bine, dar urciorul nu merge de multe ori la apă și la un moment dat o să se întâmplă neprevăzutul acest accident, că de aceea și cheamă accident, pentru că se întâmplă dintr-o dată, nu? Așa nu ți atrage atenția și îți spune, ai grijă, o să faci, să-ți dea un preview, așa, să-ți spună dinainte. Hipertensiunea este cel mai mare factor de risc și dublează riscul de accident vascular. Riscul se dublează pe măsură ce crește tensiunea. De exemplu, dacă valorile tensionale normale sunt mai mici de 140 cu 90 mm coloană de mercur, cu cât crește tensiunea sistolică cu 20 de milimetri la mercur, la 160 riscul se dublează. La 180 riscul devine de 4 ori mai mare. Peste 200 nici nu mai calculăm. Iar pentru tensiunea diastolică e cu 10 milimetri. Deci dacă este 100 peste valoarea optimă de 90, valoarea normală de 90, la fel. 110 riscul se triplează, se devine din ce în ce mai mare. Pe de altă parte, hipertensiunea arterială alterează vasele în tot organismul, inclusiv în rinichi, iar tensiunea, controlul tensiunii intră într-un cerc vicios, încât în momentul în care se instalează boala cronică de rinichi datorită hipertensiunii, este mult mai greu să o controlăm. De asta este foarte important ca dieta săracă în sare, 2-3 grame de sare maxim pe zi, și controlul și permanent al tensiunii arteriale, permanent însemnând la pacienți care nu se știu hipertensivi, măcar o dată pe an. Da? Iar cei care se știu hipertensivi, nu, cam de 2-3 ori pe săptămână este recomandarea Societății Europene de Cardiologie, chiar și a societăților de neurologie, în situațiile normale, nu ne referim în situațiile post-accident vascular sau în cazul spitalizării. Deci în sistem ambulatoriu la domiciliu. Când se descoperă o hipertensiune inițială sau este o hipertensiune necontrolabilă, este recomandat să se monitorizeze dimineața și seara cu măsurarea a 3 valori tensionale succesive la ambele brațe și se face o medie a acestor valori. În afară de hipertensiune arterială, vorbim ca factor de risc modificabil, dislipidemiile, colesterolul mare, LDL colesterolul, care este acel colesterol rău, HDL colesterolul, colesterolul bun, din contră, previne și este un factor benefic. Colesterolul se împarte în rău și bun și vorbim doar de colesterolul rău, care trebuie să fie sub 100 de miligrame pe decilitru, da? Vorbim ca factor de risc de diabet, care este un factor de risc important în accidentul vascular cerebral, iar cel mai important lucru este controlul valorilor glicemiei adecvat, cu medicamente sau cu insulină, depinde de valorile glicemiei. Vorbim în același timp de fumat, renunțarea la fumat, și bineînțeles de un stil de viață sănătos, cu activitate fizică regulată, cu mișcare în aer liber, cu activitate cognitivă normală, să citim, să ne instruim, să aflăm lucruri și asta este foarte important. Cu ce ne ajută asta? Să aflăm lucruri, să citim?
Păi, cum spune așa proverbul, veche minte sănătoasă în corp sănătos, da? La fel de important este și mintea ca și corpul pentru sănătatea creierului. Activitate creativă, mereu să ne străduim să învățăm lucruri noi, pentru că așa întreținem sinapsele cerebrale, ne antrenăm creierul, dar nu ne antrenăm numai mușchii, trebuie să ne antrenăm și creierul și plugul care nu are ruginește. Foarte adevărat. Avem o întrebare aici. Există situații în care simți că îți crește tensiunea, îți bat tâmplele? Dureri de cap? Da, deci sunt semne. Sigur că da, totuși. Sunt semne care ne spun că ceva nu este în regulă și de obicei aceste semne le simt cei care încă nu sunt cu niște tensiuni ridicate stabile. În momentul în care tensiunea stă de mult timp pe valori înalte, omul nu mai simte. Când o simți, este bine și atunci acest semnal trebuie să-i acorzi atenție și să mergi, să-ți măsori tensiunea, să mergi la medicul de familie, în primul rând. Medicii de familie au dreptul să inițieze tratament hipotensiv. În cazul în care nu se descurcă, poate să trimite pacientul la cardiolog. Da. Deci, medicul de familie în stadiile inițiale, în hipertensiune necomplicate cu alte afecțiuni, se descurcă în tratamentul hipertensiunii arteriale. În ceea ce privește și prevenția, adică tratamentul hipertensiunii nu înseamnă doar medicament hipotensor, înseamnă în primul rând dietă. Dietă mai săracă în sare, așa cum ziceam, 2-3 grame maxim de sare pe zi, evitarea alimentelor foarte bogate în sare, cum sunt conservele, mezelurile, alimentele conservate cu sare, bineînțeles că de astea este vorba și care nu sunt mâncate cu oarecare rezervă sau un pic de sărate, în moment, spălate, de sărate, nu spun să nu mai mâncăm deloc, dar cei care se știu cu probleme trebuie să aibă o mare atenție în acest sens. Prevenția este foarte importantă și în nicio etapă a tratării hipertensiunii arteriale, nici măcar la cei care au 3 medicamente de hipertensiune, nu trebuie uitat această etapă a mâncării mai puțin sărate. În complet nesărat nu se poate, pentru că alimentele de bază, legumele, fructele au sodiu în ele și nu trebuie să aduci aport suplimentar. În momentul în care le fierbi sau faci supe, mâncăruri gătite, se diluează, e adevărat, și acolo poate e nevoie să adaugi foarte, foarte puțin, să arăt că să fie puțin gustoasă, nu complet nesărat. Nu acolo este pericolul. Pericolul este în mâncărurile procesate. Deci oamenii nu înțeleg. Aveam o pacientă foarte drăguță cu hipertensiune necontrolabilă care spune, nu știu ce să fac, mănânc complet nesărat. Ce ați mâncat aseară? Icre. Da. Da, sau cartofi, dar oare pe lângă cartofi ce ați mâncat? Păi am mâncat niște castraveți murați, pe care nu i-am mai... Pe care n-am pus sare. Da, inconștient, sunt lucruri pe care nu le conștientizăm, nu din reavoință, din nepricepere și atunci trebuie să atragem atenția asupra lucrurilor acestora. Bineînțeles, dieta săracă în grăsimi, pe care este promovată și de mass media, mâncați mai puțin zahăr, mai puțină sare, da? Mai puține grăsimi. Grăsimile saturate, care provin din alimentele de origine animală, din carne, din lactate, se recomandă lactatele normalizate, 1,5% grăsime, bineînțeles, carnea fără piele, fără grăsime și preparată într-un mod corect, însemnând pe grătar sau la cuptor sau preparată prin fierbere, mai puțin prin prăjire, când se formează și compuși toxici pe lângă grăsimea care se află acolo. Compuși toxici însemnând risc de afecțiuni digestive, pe lângă bolile cardiovasculare. Corect. Vreau să vă întreb faptul că un om este slab și unul este gras. Cel gras are riscul mai mare de accident vascular, da, cerebral în special? Da, există acest risc legat de indicele de masă corporală, pentru că un kilogram de grăsime înseamnă 5.000 de metri de vase de sânge.
ci duce la creșterea tensiunii arteriale, orice kilogram de grăsime în plus. Dacă slăbim 5 kg, scădem cu 10 mm coloana de mercur, adică am reușit să slăbim 5 kg, tensiunea noastră de la 160, fără să o scădem cu medicament, crește spontan la 150. Scade spontan la 150, doar slăbind acele 5 kg. Extraordinar. Vreau să vă spun, dragi telespectatori, că doamna doctor m-a învățat și cum să slăbesc mâncând, tocmai pentru că aveam și o tensiune un pic mai mare și vă rog să le spuneți și lor. Cum e să slăbești mâncând? Este și ușor, este și greu în același timp și noastră puteți să ne spuneți din propria experiență. Să nu asociem. Este adevărat că există această cheie asociație, dar de fapt cheia este moderație în tot. Să încercăm să fim moderați, să mâncăm la timp, să nu sărim mesele încât că, cu cât ne este mai foame, cu atât mâncăm mai mult, mai repede și nu simțim că ne-am săturat și mâncăm peste măsură. Mâncăm alimente nepermise dacă ne este foame. Ideal este să existe un echilibru într-adevăr între aportul de proteine glucide, să încercăm să mâncăm carbohidrații complexi, adică nu zahăr, nu grăsimi simple saturate, să încercăm să mâncăm mai multe fibre, mai multe cereale integrale, mai multe legume fără amidon. Mai puțin cartofi. Adică mai puțin cartofi, mai puțin orez simplu. Adică cu mai alte cuvinte, doamna doctor, dragi români, nu mai mâncați friptură cu cartofi prăjiți, frate, și cu salată. Mâncați, dați la o parte cartofii prăjiți și mâncați mai salată. Așa a făcut doamna Aura. Și se vede, nu ne-am văzut de câteva luni și am remarcat așa plăcut că ați slăbit bine. Și am reușit să dau și tensiunea mai jos. Și tensiunea și spatele, hernia de disc acum. Da, categoric. Da. Chiar spunea un medic ortoped, aveți, nu mie, unei doamne, care avea probleme la genunchi, nu la hernia de disc, dar cred că e cam același lucru. Zicea un medic la Craiova, doamnă, câte kilograme aveți? Atât. Aveți în plus 50 de kilograme față de greutatea dumneavoastră normală. E ca și cum ați merge cu un sac de cartofi de 50 de kilograme permanent în spate. Asta îi faceți corpului dumneavoastră. Așa este, e adevărat, dar realizăm doar când ne-am scăpat de el. Da, când am scăpat de sacul de cartofi din spate. Da. Deci iată cât de important este să slăbim și să mâncăm foarte, foarte calculat. Foarte important renunțarea la tuton, normativele și acum... Avizul Petre, colegul nostru. Da, legislația internațională și țara noastră s-a aderat la această legislație, nu mai permite fumatul în locurile publice și asta este un lucru și un câștig extraordinar, pentru că, pe de-o parte, fumatul activ, dar cei care fumau pasiv erau expuși unor boli grave fără voia lor, nu numai boli vasculare, boli respiratorii și asta e foarte, foarte important în ceea ce privește accidentul vascular cerebral, fumatul, ce face asupra vaselor, fumatul are un rol de inflamare a vaselor de sânge și de micșorarea calibrului de strâmbtorare a lor, în plus crește acel LDL, colesterol rău și face ca procesul de ateromatoză, de îngroșare a vasului, de depunere de colesterol pe vas, să fie mai accelerat, adică practic cei care fumează au întotdeauna plus cel puțin 10 ani față de vârsta lor reală. Da? Da. 10 ani. Ia auziți, dragi telespectatori. Suntem cu 10 ani mai bătrân dacă fumăm. Iar deci, în ceea ce îi privește pe bărbați, nu numai riscul, adică ei genetic au un risc de accident vascular crescut față de femei. Pe lângă riscul de accident vascular, fumatul afectând vasele, bineînțeles că produce tulburări de dinamică sexuală, lucru pe care pe bărbații cred că ar trebui să îi primească în mod direct, fiindcă ăsta e un aspect important. Nu numai riscul de infarct miocardic, riscul de accident vascular cerebral pe locul 2, da, și disfuncțiile sexuale se leagă mult de fumat. Iată, iar riscul de cancer pulmonar nu mai vorbim și de cancerul pulmonar cu celule mici, care este într-adevăr un cancer aproape foarte greu tratabil și de obicei depistat tardiv și care duce rapid la deces.
De câte feluri sunt accidentele vasculare cerebrale? Accidentele vasculare cerebrale, în funcție de mecanismul de producere, o clasificare în funcție de mecanismul de producere, sunt de două feluri. Sunt accidente vasculare ischemice, când vasul de sânge se astupă, este mecanismul similar cu infarctul miocardic și acest accident vascular ischemic se și cheamă infarct cerebral. Și este cel mai frecvent, pentru că factorii de risc sunt aceștia pe care vi-am spus, hipertensiunea, dislipidemia, diabetul, fumatul, factorii pe care putem să-i controlăm. Iar al doilea tip de accident vascular este accidentul vascular cerebral hemoragic, când vasul de sânge se rupe și sângele extravasează în creier. Acest tip de accident vascular este mai puțin frecvent, este frecvent și el, dar mai puțin decât cel ischemic, decât infarctul cerebral. Este mai amenințător de viață în prima etapă. Este mai prezent la pacienții de vârste mai tinere. De obicei, hipertensiunea arterială este factorul determinant pentru aceste accidente. Hipertensiunea necontrolabilă, valorile foarte mari, valorile peste 200, peste 220, când vasul de sânge este practic depășit, el nu mai face față și este rupt în totalitate. În infarctul cerebral, se rupe doar placa de aterom și stratul intern al vasului de sânge, iar prin mecanismul de reparare, care înseamnă agregare de celule, de trombocite, ca atunci când ne tem și se formează un cheag. Este un mecanism de protecție, de să se oprească sângerarea. La fel și vasul. Vasul rupându-se pe dinăuntru, se încearcă o reparare, dar această reparare face ca vasul să se obtureze, să ocluzeze, să produce ocluzia vasului prin acel tromb. Se formează o barieră, un baraj, sângele nu trece mai departe, al tot teritoriul deservit de acel vas moare prin lipsă de oxigen și de nutrienți. În accidentul vascular cerebral, timpul este critic și este chiar dictat brain is time, adică creier înseamnă, sau time is brain, timp înseamnă creier, 3 ore, și 3 ore este timpul în care trebuie să facem tratamentul trombolitic, de tromboliza acelui cheag, cu extindere la 4 ore jumate în anumite situații, unde se poate ajunge până la 4 ore jumate. Dar, ce înseamnă acest tratament? Adică în ce constă? Ca și în infarctul miocardic, se introduce intravenos sau intraarterial o substanță chimică, un medicament care dizolvă acel tromb și restabilește fluxul de sânge. Acesta este standardul de aur în neurologie și în tratamentul infarctului cerebral, al accidentului vascular ischemic. Din păcate, în România sunt foarte puține centre care au la dispoziție acest tratament. De fapt, la baza acestui lucru este un întreg sistem, pentru că este foarte importantă faza pre-spital, ca pacientul să ajungă la timp, să poate fi eligibil pentru acest tratament. Cea mai mare provocare este acest timp, ca pacientul să ajungă la timp. Și din cauza asta trebuie pusă la punct, acum se lucrează Societatea Română de Neurologie, cu Ministerul împreună, lucrează pentru asigurarea acestor unități de stroke, se cheamă. Stroke în engleză înseamnă accident vascular. De fapt, înseamnă lovitură de trăsnă, dar înseamnă accident vascular în limbaj medical. Da? Și aceste unități trebuie ca o întreagă logistică la dispoziție, însemnând din faza prespital, de când se face apelul pacientului către 112, sosirea ambulanței, ca cel care face prima dată, vede pacientul, să poată să anunțe în centrele, în unitățile stroke, ce fel de pacient are, ca cei din unitate să se pregătească în timp. Examenul neurologic se face în drum spre tomograf, este esențial să ai tomograf la dispoziție, se fac niște scoruri de deficite neurologice, pentru că este foarte important ca accidentul vascular să nu fie foarte întins, că dacă e foarte întins, dacă un vas foarte mare obturat, ocluzionat, riscul de transformare hemoragică crește și atunci nu se face tromboliza. Deci, în principiu, lumea trebuie să știe că în toată lumea și în lumea civilizată, tratamentul infarctului cerebral, accidentului vascular ischemic, este tromboliza.
tromboliza, cum se face și în infarctul miocardic. În infarctul miocardic, spre fericire, se face și la Târgu Jiu. Substanța este aceeași, care se folosește și în infarctul miocardic. Acum se lucrează doar la partea de logistică, pentru că este foarte complicată această parte de logistică, să poți să asiguri accesul în timp util al pacientului pentru tromboliză, în infarctul cerebral. Acum am discutat despre acest tipuri de mecanisme. În funcție de durata accidentului vascular cerebral, aici se împart în mai multe tipuri. Există accidentul vascular ischemic tranzitor, accidentul ischemic tranzitor, când simptomele durează sub 2 ore. Chiar asta aveam o întrebare, care sunt simptomele, cum recunoaștem, cum ne dăm seama că e vorba de un accident vascular sau cine a fost în emisiunea de data trecută și cred că multă lume... Așa. Ne facem un masaj eventual. Da, cine a văzut emisiunea de data trecută, când am insistat foarte, foarte tare pe situațiile de urgență și am spus orice deficit brusc instalat, însemnând lipsă de forță la nivel de membru, de orice membru, de mână, de picior, o simțim că e mai slabă, nu complet slabă, că e mai slabă decât cealaltă și s-a instalat brusc lucrul ăsta. Fără un motiv aparent, să zicem așa, da? Că nu putem să vorbim, că nu vedem bine, că amețim subit și nu ne putem ține echilibru, că a amorțit ceva, fața, buzele, limba, mâna, piciorul sau o parte întreagă. Toate aceste simptome poate să însemne accident vascular cerebral, bineînțeles, chiar și pierderea bruscă de conștiență sau o criză epileptică poate să însemne accident vascular cerebral. Orice simptom neurologic poate să aibă semnificație de accident vascular cerebral. Și revenim la întrebarea, când mergem la neurolog? Adică ce să facă omul când simte că i-a murit o mână și un picior, să zică, băi, ori am, că știți, toată lumea se pricepe. Ori reumatism, ori am probleme cu inima, ori am... Deci dacă nu ne-am știut cu un simptom de acest fel până în momentul respectiv și dintr-o dată apare, atunci trebuie să mergem la urgență sau să sunăm 112 dacă pacientul nu poate fi transportat prin mijloace proprii sau prin... În principiu se sună la 112. Dacă apare un deficit motor brusc instalat la o mână, la un picior, pe jumătate de corp, se însoțește și de amorțeală, nu poate să vorbească, se solicită 112. Și a pierdut conștiința, evident, ăsta e primul pas, încă o dată repetăm, situația de urgență. Pierdere conștiință brusc instalată. Și pacientul nu se știe cu afecțiune de tip epilepsie, boală cronică, în care clar că el se știe cu boala asta, nu de fiecare dată sună la ambulanță, da? Dar dacă până atunci nu s-a întâmplat, în momentul în care se întâmplă prima dată, trebuie solicitat 112. Brusc nu poate să vorbească. Nu poate să vorbească, nu înțelege. Deci avem pe cineva în familie, vorbim cu el și nu ne mai înțelege. Ceva s-a întâmplat, centrul vorbirii care se ocupă cu înțelegerea, probabil că a fost afectat de ceva, sunăm la 112. Este foarte amețit, varsă, nu poate sta pe picioare, are dezechilibru, cade într-o parte. Sunăm 112. Deci sunt afecțiuni. Dacă se știe pacientul cu simptomatologie de felul ăsta, care vine, trece, se cunoaște cu ea de mai mult timp și care nu este mai accentuată față de dățile precedente, are și un tratament, nu sună neapărat de fiecare dată la 112. Când s-a întâmplat prima dată, trebuie solicitat 112, pentru că subiacent acestei simptomatologii poate să fie un accident vascular, care poate să fie de amândouă felurile, și ischemic și hemoragic. Diagnosticul va pune doar tomografia computerizată, pentru că simptomele pot fi similare. Doar că în accidentul hemoragic e adevărat că poate să se instaleze durere de cap mai mare sau pacientul de la început este cu o stare de conștiență deteriorată, este somnolent, poate fi comatos în accidentul hemoragic. În ceea ce privește hemoragiile se pot și ele împărți în mai multe feluri, de mai multe tipuri. Se împart în hemoragii intraparenchimatoase sau în hemoragii subarachnoidiene. Iar hemoragiile subarachnoidiene au ca și cauze de obicei malformațiile vasculare, anevrismele, cavernoamele, bolile de vase, iar aceste boli pot fi prezente la orice vârstă, inclusiv copiii pot să facă accidente vasculare hemoragice legate de malformații. Și cred că
fiecare dintre noi am auzit și de pianista Mihaela Ursuleasa și de oameni care au avut accidente vasculare și au avut malformații vasculare și au făcut accidente hemoragice, cerebrale, care chiar au condus la deces. Avem un mesaj care spune că au pe cineva în familie care foarte des îi curge sânge din nas fără să se lovească și îi simte că se înfundă urechile. Probabil că depinde de vârsta pacientului, probabil că este un hipertensiv. Nu e tot un accident vascular și la nivelul nasului? Nu. Pot să zic că un accident vascular la nivelul nasului, da, așa în extens, o să zicem, cu ureche hemoragică exteriorizată. E adevărat. Probabil că poate fi o cauză de hipertensiune arterială, dacă se fundă și urechile și curge sânge din nas, sau poate să fie o persoană care are viscozitate sanguină mai redusă și atunci trebuie făcute teste de coagulabilitate. Dar de obicei, simptomatologia asta este legată de creșterile valorilor tensionale. Durere de cap și hemoragii la nivelul nasului. Epistaxic se cheamă. Sunt periculoase? Păi e periculoasă cauza, nu ele în sine. Tensiunea arterială care poate duce la... Același mecanism se poate produce și în creier. Exact. Și așa cum este sensibilă mucoasa în interiorul nasului? La nivelul nasului este o regiune, într-adevăr, foarte vascularizată, care se funcționează ca o supapă. Uneori este benefică. Asta spunea persoana, zice. Lasă bine că ți-a curs sânge pe nas. Da, uneori este benefic. E un fel de mecanism de protecție al organismului. De reglare a tensiunii. Dar care de multe ori este depășit. Adică, chiar dacă el funcționează, nu ne culcăm pe urechea că îi curge mi-a curs sânge din nas și am rezolvat bine. Problema. Nu. Trebuie verificată tensiunea arterială, trebuie făcută analize și în cazul în care descoperim că pacienta respectivă are hipertensiune, trebuie tratată în mod corect. Deci, indiferent de valorile de la care se pornește și dacă se pornește de la 200, valoarea țintă este 140/90. Există doar niște câteva excepții legate de pacienții peste 80 de ani care au voie să aibă până în 150 tensiune arterială sistolică. Nu mai mult. Am înțeles. Am o precizare, dragi telespectatori, vă rog să nu sunați, ci să dați SMS, da? Asta e rugămintea, pentru că nu putem să luăm telefoane în direct prin telefonul mobil și chiar dacă am putea, putem să dăm pe... Dar nu mergem pe sistemul ăsta, numai pe SMS, da? Cred că ar trebui să continuăm un pic cu clasificarea duratei accidentelor vasculare ischemice și vorbeam despre accidentele ischemice tranzitorii, ale căror simptome durează sub 2 ore. Dacă simptomele durează mai mult de 2 ore, accidentul se cheamă accident ischemic regresiv, iar acest ischemic regresiv poate să dureze până pe la 2 săptămâni. Și nu ține atât numai că cât de bun a fost doctorul ăla care când s-a dus la spital l-a tratat, ține mai mult de mecanismele și de tratament, bineînțeles, dar ține foarte mult de mecanismele acestea compensatorii ale organismului, ce rezerve avem, adică cum sunt vasele noastre în momentul în care s-a întâmplat chestia asta și ce valori tensionale au fost. Iar dacă tomografia decelează ischemia, accidentul este constituit. De obicei, accidentul vascular, în primele ore la intrarea în spital, se face pentru a fi sigur că nu este un accident hemoragic. În primele 24 de ore se vede doar hemoragia. Accidentul ischemic nu se vede, la tomograf vorbim. El se vede de-abia după 24 de ore când se produc acele modificări structurale pe care le poate vedea tomograful, dar rezonanța magnetică nucleară poate să vadă accidentele vasculare mici, milimetrice. Adică RMN-ul. RMN-ul, da. Iar o secvență specială a RMN-ului, care se cheamă difuzie, poate să vadă chiar atunci, în fazele precoce, acute, teritoriile vasculare care au fost compromise. Și de aceasta, deci foarte important, pacientul cu deficit, un standard și se face așa, bineînțeles, când ajung la spital și au deficite neurologice, în primul rând se face tomograf pentru a exclude un accident hemoragic, pentru că tratamentul este complet diferit în accidentele hemoragice față de cele expensive și o să discutăm în următoarele minute despre asta. Da, într-adevăr. Aș vrea să vă întreb totuși, dumneavoastră vorbeați de medicul de familie, de spital, da? De
măsura urgentă în cazuri acute. Există și cazuri mai puțin urgente, adică totuși mergi la cabinetul neurologic fără să ajungi la spital de multe ori. Adică te simți, parcă mă cam... îmi cam am mut un deget, parcă nu știu ce, nu te duci direct la accidentele vasculare cerebrale sunt urgențe și se solicită 112. Nu se merge nici la medicul de familie, nici la ambulatoriu de neurologie. Ambulatoriul de neurologie tratează doar partea de prevenție, deci prevenția accidentului vascular cerebral și înainte să se întâmple și după ce s-a întâmplat. Dar nu în acel moment. Dar nu atunci. Deci atunci pacientul se adresează urgenței. Și dacă este accident ischemic tranzitor și simptomele s-au remis în 2 ore, deci foarte important pacientul să nu stea acasă în speranța că îi va trece. Pentru că să timpul dorm un pic când este trece. Foarte important. Dar toți avem această teamă de spital pe care și inclusiv și doctorii au și eu am și ne teamă când ne îmbolnăvim să mergem și sperăm că ne trece. În situațiile astea nu se stă, se solicită 112 pentru că pot fi situații amenințătoare de viață, pot fi situații în care, într-adevăr, prezența în spital poate să înseamnă reversibilitatea simptomelor dacă se instituie prompt tratamentul, adică în loc să se instaureze un accident vascular definitiv, el poate rămâne doar un accident ischemic tranzitor. Și când este definitiv? Când este definitiv, el se soldează cu deficite care pot fi de tip hemipareză, tulburări de vorbire, tulburări de vedere, tulburări de echilibru, deficite de sensibilitate. Se poate pierde și conștiența? Da, se poate pierde și conștiența. Definitiv? Păi definitiv înseamnă să moarte. Se poate pierde? Nu. Poate pacientul poate să rămână pe lumea asta, să nu știi ce se întâmplă cu tine, să fie real așa. Să nu-ți cunoști familia. Da, se poate întâmpla și chestia asta. Depinde de zona de creier afectată. Dacă sunt accidente frontale, se poate întâmpla. Afectează capacitatea de judecat, de accidente din creierul parietal de partea dreaptă de obicei afectează, dau niște tulburări, se cheamă aprosomnozie când oamenii nu recunosc fețe. Adică văd, nevăd, sunt multe lucruri foarte interesante referitoare la locurile unde se produc accidente vasculare și ce simptome. Poate să iau și o întreagă poveste aici, pe care poate o să discutăm cu altă ocazie. Dar se poate să nu-ți mai recunoști familia când se produce un accident vascular în creierul parietal pe partea dreaptă, de obicei. Unde e creierul parietal? Din aici. Partea dreaptă. Acolo. Da. Aici, dragi respectivă, da? Dacă se produce accidentul vascular acolo... Simți durere, acolo, Doamne ferește, atunci când... Se poate simți și durere, pentru că se produce, ca la orice bubă, se produce o umflătură, un edem care împinge meningele, foițele care înferesc creierul și atunci produce durere. Produce durere. De obicei, accidentele hemoragice dau durere pentru că ele sunt înlocuitoare de spațiu. Hemoragia aceea creează un volum care împinge, creierul fiind într-o cutie închisă, într-o cușcă închisă, nu are loc să se expansioneze și atunci apasă pe meninge. Creierul în sine nu doare, dar doar structurile vasculare și doar foițele care înveresc creierul, ele sunt foarte bine inervate și orice schimbare de volum al creierului practic duce la durere. Da, am aflat și cum se manifestă și de câte feluri putem avea, Doamne ferește, boli cerebrovasculare. Și pentru că sunteți medic neurolog care vă ocupați cu prevenția și cu tratamentul ambulatoriu de după sau de dinainte, haideți să vedem cum se face exact prevenția. Și în gardă în timpul. Da, da. Și în timpul în gardă. Și în gardă, aveți dreptate. Da, și la gardă în timpul accidentului vascular. Deja am discutat așa în mare despre prevenție. Mai recapitulăm o dată că e foarte importantă prevenția, așa cum am spus. Mai ales că mai avem 4 minute. Mai avem doar 4 minute, deci controlul tensiunii arteriale, controlul dislipidemiei, controlul glicemiei, renunțarea la fumat, activitatea fizică regulată. Tratamentul medicamentos înseamnă prevenția accidentului vascular. Aici sunt niște lucruri așa destul de interesante, că, de exemplu, la femeile după 45 de ani se recomandă administrarea de aspirină cardiologică, e o excepție față de infarctul miocardic, unde se recomandă de la 55 de ani. Se pare că există un beneficiu în administrarea de aspirină la femei peste vârsta de 45 de ani. Acum, nu toată lumea face chestia asta, dar ghidurile așa recomandă.
Aspirina cardiologică înseamnă 75 de miligrame, maxim 100 de miligrame, ca și prevenție, ca și profilaxie primară înainte să se producă accidentul vascular cerebral. La bărbați peste 55 de ani, ca și la infarctul miocardic. Singura excepție, în tratamentul post-accident vascular cerebral, se recomandă, ghidurile recomandă clopidogrelul de primă intenție sau aspirina asociată cu dipiridamol sau triflusalul. Acestea sunt medicamentele. În cazul în care nu este la dispoziție tromboliza. Tromboliza este primul lucru care trebuie făcut dacă ne încadrăm în acel timp de maxim 4,5 ore. Dacă nu ne încadrăm în acel timp, medicamentele sunt cele pe care vi le-am spus. Deci clopidogrel sau aspirină plus dipiridamol sau triflusal. Și numai la recomandarea medicului. Da, bineînțeles, în spital. Deci asta în faza de spital și post-spital. Și bineînțeles, statine, chiar dacă colesterolul nu este mare, statinele au rolul de a stabiliza plăcile de aterom, chiar dacă valorile colesterolului sunt normale. Deci se recomandă statină, fiindcă vasele deja au aterome pe ele, că vrem sau că nu vrem, mai mult sau mai puțin, ateromatoză există pe vas, iar statina nu are rolul doar de a scade colesterolul, cât și de a stabiliza placa de aterom. Și bineînțeles, controlul tensiunii arteriale adecvat, adică na. În prima fază, în faza de spital, bineînțeles că controlul funcțiilor vitale, tensiune, respirație, diureză, în primele ore în terapie intensivă, după care în secția de neurologie, depinde de starea de conștiință, de starea clinică a pacientului. Foarte important și lucru pe care vreau să știe pacienții este că accidentele ischemice nu se imobilizează, ca și în infarctul miocardic, chiar dacă în vechime exista această recomandare ca pacientul cu accident vascular cerebral ischemic, infarctul cerebral, să fie imobilizat la pat, acum recomandările sunt ca recuperarea să se facă precoce. Cât de repede poate el. Nu se imobilizează la pat, doar accidentul vascular hemoragic se imobilizează datorită riscului de migrare a sângelui în ventriculul cerebral și se face o imobilizare, într-adevăr, pentru câteva zile, cu capul la 45 de grade, dar accidentul vascular ischemic, atâta timp cât pacientul poate să se mobilizeze, nu va fi obligat să stea imobilizat la pat. Suntem în ultimul minut de emisiune și mai am două întrebări, una de la un telespectator care întreabă de ce se folosea metoda să dai sânge, adică să tai din urechea unui animal și de ce se pun lipitori, dacă au legătură cu asta. Și întrebarea mea, cum se face recuperarea? Dacă putem într-un minut să răspundem, dacă nu cerem la regie voie încă un minut. Cu tăiarea urechii, nu știu ce să vă spun, că nu știu de... Se crestează urechea ca să curgă sângele la urechea, animale. La animale sau la... Anumite, nu știu. La animale. Iar la oameni se pun lipitori. Asta este o metodă care se folosea și la oameni în vechime, că li se lua sânge și considerau ei că... Exact. Da, nu știu, sunt niște metode empirice pe care nu pot să le explic. Cu lipitorile poate fi o teorie pe care aș putea explica. Lipitorile au o substanță, se cheamă hirudină, care practic scade viscozitatea sângelui și poate dizolva acel tromb. Cred că asta ar putea fi explicația. Da. O metodă naturală. Așa, da, și folosită și de către chirurgia vasculară, microchirurgia vasculară, în tratamentul plăcilor, această hirudină pe care o au lipitorii și au rol trombolitic. Da, într-adevăr. Acum nu sunt metode standardizate în accidentul vascular cerebral și nu pot să vorbesc de ele ca o recomandare. Corect, da. În ceea ce privește... Era doar o curiozitate de ce se făcea asta și dacă avea legătură cu... Asta poate fi explicația acum. Această hirudină pe care dacă sângele e prea mult și n-are loc în vene, să mai scoatem el. Și asta și prin hirudina asta, care are rol de scăderea viscozității, de subțiere a sângelui. Așa. Și recuperarea? În ceea ce privește recuperarea, recuperarea este foarte importantă și România este deficitară din acest punct de vedere. Și în județul nostru sunt două centre de recuperare, unul la Sadu și unul la Târgu Cărbunești. Sunt două secții de recuperare, dar totuși insuficiente pentru pacienții cu accidente vasculare de la noi din județ. Recuperarea înseamnă, bineînțeles, în primul rând tratament medicamentos și din nou profilaxia și prevenția factorilor de risc. Nu uităm, chiar dacă am făcut accident vascular, trebuie să controlăm tensiunea, pentru că un accident vascular este factor de risc pentru următoarele accidente vasculare, pe lângă factorii pe care am vorbit înainte. Deci când ai făcut un accident vascular, pe lângă toți aia pe care am discutat înainte, accidentul vascular în sine este factor de risc pentru următoarele accidente vasculare. Dar ești predispus deja la următoarele? Da, ești deja predispus. Și atunci trebuie să ai foarte mare grijă la factorii de risc.
controlul tensiunii, antiagregant, după accidentul vascular, așa cum ziceam, clopidogrel sau aspirină cu dipiridamol sau triflusal, în funcție de celelalte patologii ale pacienților. Și fără sare și fără așa, grăsimi. Și bineînțeles, foarte, foarte, foarte importantă, recuperarea. În cazul în care există deficite motori, este foarte importantă recuperarea în primul an de accident vascular. Practic trebuie făcută de 2-3 ori pe săptămână, 30 de minute în fiecare zi. Ce asta? Gimnastică? Medicală? Gimnastică, kinetoterapie, gimnastică, pentru că dacă nu se face în primele luni, pacientii rămân cu sechele, cu spasticități, care pe urmă nu mai pot fi recuperate. Și este foarte important ca această recuperare să se facă, deci recuperarea se face din spital începând și vorbeam prin neimobilizarea, facem prin neobligarea lui de a sta imobilizat la pat. Spital, pacientul va trebui practic, așa e corect, într-un centru de recuperare sau dacă se poate face gimnastică la domiciliu și asta se poate face cu personal specializat în lucrul ăsta, nu soția, nu pot să facă și ei, dar trebuie să vină jumătate de oră în fiecare zi, 5 zile pe săptămână, un kinetoterapeut specializat în recuperare post-accident vascular cerebral care să facă gimnastică. Pacienții cu deficite de limbaj trebuie să facă locopedie. Accidentul vascular cerebral este prima cauză de demență vasculară. Deci, ce înseamnă asta? Demența vasculară, prin accidentul vascular cerebral, se pot produce tulburări cognitive, tulburări de memorie, iar la pacienții vârstnici cu multe accidente vasculare cerebrale, chiar dacă nu au deficite motorii, chiar dacă nu au rămas cu pareze, sunt accidente vasculare mici, minore, cu simptomatologie puțină, dar prin sumarea lor, prin multe accidente vasculare, apar deconectări între centrii cerebrali și în țara noastră, cea mai mare rată de demență este demența vasculară, demența datorată accidentelor vasculare cerebrale. Este iar o cauză foarte importantă de epilepsie. Accidentele vasculare duc la epilepsie de cauză vasculară. Orice leziune cerebrală poate să producă crize epileptice și la vârstnici este prima cauză de epilepsie accidentul vascular cerebral. Deci, prevenția, să prevenim că prin prevenție, prin acel control al factorilor de risc, practic evităm multe alte boli, evităm că pe lângă un pacient cu sechele de accident vascular mai trebuie să stea 3, cheltuie banii pe medicamente, scot familia din câmpul muncii, acum accidentul vascular cerebral a fost legiferat și intră în bolile cu handicap și pacienții pot să beneficieze de handicap. Când acum? Că acum din câteva luni făceam un articol tocmai despre din iulie, cred că. Da? Da, s-a schimbat legislația. Și extraordinar, iată o veste bună pentru domnul primar de la Cătunele, care ne-a solicitat să filmăm oameni care aveau accidente vasculare cerebrale și ei beneficiază de handicap și în funcție de indicele de dizabilitate poate să beneficieze de ajutor din partea altor persoane. Din păcate, timpul nu e suficient pentru a discuta tot ce e de discutat, nici măcar pe accidentele vasculare cerebrale n-am reușit să terminăm subiectul. Dar, doamna doctor, dacă sunteți de acord, o să vă invit în continuare să fiți la noi în emisiune ca să continuăm educarea pacienților, că asta facem până la urmă. Mulțumesc, cu plăcere, sigur. Cu mare drag. Deci, dragi telespectatori, nu uitați. Prevenție, mergeți la doctor dacă se întâmplă și recuperare după aia. Mulțumesc încă o dată. Bună seara. La revedere, dragi telespectatori.